Al 27-lea dar: altruismul. Mintea de grup. Al 27-lea dar poate fi mai bine înțeles observându-l la regnul animal. Printre cele 64 de chei ale genelor se numesc anumite daruri care au o legătură strânsă cu alte specii. În cazul celui de al 27-lea dar, legătura este cu alte mamifere. Darul reprezintă conexiunea comună care există între membrii unui grup sau a unei familii de mamifere. De exemplu, într-un grup de delfini, cel de-al 27-lea dar se reflectă în mintea de grup, adică invizibila forță psihică ce unește aceste creaturi și le menține împreună. Mintea de grup monitorizează siguranța grupului per total. Ea este prezentă în fiecare delfin individual, însă este transmisă instant tuturor membrilor grupului. Natura acestei minți de grup este altruismul, în sensul în care dacă un delfin se află în pericol, toți membrii grupului îi vor sări în ajutor. Uneori, în cazul mamiferelor, un membru mai vârstnic al grupului se va sacrifica pentru a salva un membru mai tânăr, asigurând astfel continuitatea familiei. La o frecvență superioară, acest altruism comunal care există între grupuri familiare se aplică speciei ca întreg. În cazul oamenilor, altruismul ne asigură supraviețuirea ca specie. El asigură o viață mai fericită și mai sănătoasă, cu toate că aceasta nu e întotdeauna viața la care te așteptai. Dăruind din inimă, poți activa forțe cosmice neașteptate care acționează în favoarea ta. A dărui altora doar de dragul de a dărui, activează curenți benefici, adânc în interiorul trupului tău. Prin egoism, poți câștiga multe pentru tine însuți, însă nu vei percepe niciodată cu adevărat acel sentiment al existenței unui scop superior. Scopul emană din altruism, precum apa din izvor clocotește în interiorul tău, încălzindu-te și răspândind în același timp acest sentiment și altora. Un alt aspect al altruismului este capacitatea sa de a fi detașat. Am văzut deja prin prisma inelului vieții și morții, cât de strâns legate sunt al 27-lea dar cu al 42-lea dar al detașării. Diferența primară dintre a 27-a umbră și al 27-lea dar este că altruismul dăruiește fără așteptări și de asemenea dăruiește cauzelor despre care știe că vor fi fertile. Caracterul represiv al celei de-a 27-a umbre, sacrificiul de sine, are ca fundament dăruirea către persoane nepotrivite, exemplificat în parabola biblică a fermierului a cărui sămânță cade pe pământ infertil. Altruismul este, de fapt, o formă de inteligență care știe, prin intermediul legăturii vitale cu mintea de grup, ce anume merită dăruit și cui. El nu hrănește victimizarea. În mod esențial, el sprijină împuternicirea indivizilor printr-un proces profund de interconectare. Capacitatea celui de-al 27-lea dar de a dărui în mod detașat. Înseamnă de asemenea că acești oameni sunt dispuși să încalce sau să ocolească anumite legi sau coduri morale pentru a oferi celorlalți sprijinul de care au nevoie. Atunci când grija vine din inimă, ea nu are nicio urmă de moralitate. Acest tip de grijă este înrudit cu grija pe care un părinte o arată copilului său și, într-adevăr, al 27-lea dar are mult de a face cu educarea și creșterea de copii. Cei ce au copii înțeleg la nivel genetic acest impuls de a-și proteja puii. Este una dintre cele mai puternice forțe de pe planetă. Deoarece rezonează atât de profund cu toate formele de viață, acest dar este de asemenea strâns legat de ciclurile naturale de șapte ani. Ciclul de șapte ani stă la baza procesului de creștere și educare. În ființele umane, acest dar creează o presiune genetică enormă de a sta lângă copilul tău minim șapte ani. Dacă profilul tău hologenetic conține acest dar, ca părinte îți vei face mult rău fizic, emoțional și mental. Dacă nu vei putea fi o parte integrantă a vieții copilului tău în primii lui șapte ani de viață, această presiune genetică este în mod inerent sănătoasă pentru familie. Chiar dacă tatăl și mama nu mai sunt intimi, copilul trebuie să devină punctul focar primar. Fiecare copil are nevoie de un echilibru între aura masculină și feminină, în mod consistent în timpul acelor cruciali prim șapte ani de viață. Fiecare element din psihicul copilului se formează în primul ciclu de șapte ani. Dincolo de acești primi șapte ani, există și alte cicluri de imprimare, însă baza este deja pusă. Orice copil care primește o îngrijire adevărată, atât de la bărbat cât și de la femeie în primii șapte ani, va avea o constituție fizică, emoțională și mentală puternică. Ca urmare, el va avea mereu capacitatea de a-și găsi puterea interioară. Un astfel de copil are șanse mai mari să devină o fire altruistă decât una egoistă. Desigur, destinul pune la cale tot soiul de evenimente care pot despărți mama și tatăl, dar nimic nu se pierde niciodată. Oportunitatea de a vindeca o despărțire petrecută în acești primi șapte ani va exista mereu și recurent ulterior în viață. S-ar putea chiar să trebuiască să-ți vindeci propriile răni ale copilăriei devenind părinte. Toate relațiile ne dau ocazia să vindecăm vechi răni prin hrănire susținută. Acesta este de fapt secretul unei relații fericite. Dacă nu ești mulțumit de relația ta, s-ar putea să fie din cauza că nu te-ai hrănit pe tine în însuți în totalitate. Fiecare relație ne pune la dispoziție această oglindă. Adevărata natură a celui de al 27-lea dar este generozitatea, care se referă în principal la grija față de alții și față de natură în general. Acești oameni pot deveni excelenți grădinari, deoarece au o conexiune naturală cu ciclurile vieții și cursul ritmurilor naturii. Ei au, de asemenea, o slăbiciune pentru cei slabi și bolnavi. Este deosebit de natural să-i găsim pe cei care au acest dar în profilul lor hologenetic, făcând meserii din sfera serviciilor, prin care pot oferi îngrijire altora. La o frecvență foarte înaltă, al 27-lea dar, emană o puternică aură de încredere, simțită negreșit de cei din jur. O astfel de aură de încredere permite adeseori celorlalți să lase garda jos și să se deschidă în îngrijirii, uneori pentru prima dată în viața lor. La nivel genetic, profund, prezența acestui dar antrenează un sentiment de siguranță, comunică prin puternica sa rezonanță cu mintea de grup. Din acest motiv, este unul dintre cele mai puternic tămăduitoare daruri din întreaga matrice genetică.